Bine v-am regăsit! Azi voi vorbi despre miracole. Probabil nu așa cum v-ați aștepta, dar să vedem. Pentru omul primitiv, tot ceea ce îl înconjura era de domeniul miracolului. Ființe care pot să zboare, care pot să trăiască în apă, fulgere, tunete, soare, lună, cer, stele, focul, fulgerul, vântul, vulcanii, ploaia și mii și mii de alte lucruri erau toate miracole, pentru că nu le putea înțelege. Într-un fel, oamenii primitivi trebuie invidiați, deoarece își petreceau viața înconjurați de miracole, trăiau într-o lume miraculoasă, iar viața lor era o înșiruire de miracole. Nu era nimic plictisitor în lumea lor. Probabil niciun copil din acele vremuri nu s-a plâns vreodată de plictiseală. De fapt, aș face pariu că nici nu exista un cuvânt pentru plictiseală. Plictiseala e o stare modernă. Ce poate fi mai extraordinar decât să trăiești într-o lume miraculoasă? Și pentru că omul a fost întotdeauna curios și a căutat explicații, vrând să înțeleagă totul, miracolele au fost explicate cu ajutorul ființelor supranaturale, a zeilor. Exista un zeu al mării, unul al vântului, unul al focului și așa mai departe. Și pentru că zeii erau ființe supranaturale, puteau produce miracole, deci nu era nimic de explicat, miracolele n-au explicații accesibile oamenilor. Așa că lumea a rămas miraculoasă pentru sute de mii de ani. Apoi, treptat, oamenii au dezvoltat un limbaj capabil să exprime lucruri abstracte, au început să folosească numere, au găsit relații geometrice, iar toate astea au dus la înțelegerea tot mai complexă a fenomenelor din natură. În antichitate a apărut filozofia, au fost puse bazele matematicii și pentru că oamenii înțelegeau tot mai multe lucruri despre lumea în care trăiau, numărul miracolelor a început să se reducă, așa că s-a redus treptat și numărul zeilor. Mai târziu, oamenii au început să facă instrumente de observație și de măsură, precum și experimente care le-au permis să înțeleagă anumite fenomene, așa că au început să renunțe la explicațiile bazate pe supranatural și lumea devenea tot mai puțin miraculoasă. Ideea de miracol este, după cum vedeți, legată de posibilitățile noastre de înțelegere. Dacă nu înțelegem ceva, avem obiceiul de a clasifica acel lucru la categoria miracol. Numai că în timpurile moderne ceva s-a schimbat. Dacă în vechime zeii erau inventați pentru a explica miracole, azi inventăm miracole pentru a justifica sau dovedi existența lui Dumnezeu. Spun inventăm miracole pentru că toată istoria ne arată că mai toate fenomenele pe care oamenii le-au crezut miraculoase de-a lungul timpului au fost pe rând explicate și înțelese, așa că și-au pierdut până la urmă caracterul miraculos. Din fericire pentru amatorii de miracole, nu vom ști niciodată totul, așa că vor exista întotdeauna fenomene pe care cei care doresc așa le pot considera miraculoase. Înainte de a ajunge la concluzia acestui video, vreau să vă convin că lucrurile par sau nu miraculoase în funcție de modul în care le prezentăm. Și am ales apariția vieții pentru acest exercițiu de prezentare. Vă voi arăta două moduri de a prezenta lucrurile și, deși nu voi spune nicio minciună, nici într-un caz, nici în celălalt, veți vedea cât de diferite pot fi aceste prezentări în funcție fie de ceea ce crede prezentatorul, fie de o eventuală intenție de manipulare. Dacă aș vrea să vă conving că apariția vieții este un miracol, aș face-o cam așa. Unul dintre fenomenele la care știința n-are răspuns este apariția vieții. O celulă vie este atât de complicată încât apariția ei prin pură întâmplare este imposibil de crezut. Vedeți aici două animații bazate pe ceea ce ne arată microscopul electronic, care ne arată doar două din zecile de mii de procese care au loc într-o celulă vie. Poate oare să apară ceva atât de complex printr-o întâmplare?
Dacă lăsăm să cadă din elicopter toate piesele unui dispozitiv mult mai simplu decât o celulă, să zicem un televizor, de câte ori va trebui să facem acest lucru până când ele vor cădea în așa fel încât să se asambleze corect? Se va întâmpla asta vreodată? Extrem de greu de crezut. Mai mult, nimeni n-a reușit vreodată să sintetizeze în laborator vreo componentă esențială, funcțională, din alcătuirea, din arhitectura unei celule. Mai mult, dacă îi dăm unui biolog dotat cu cel mai modern laborator de biologie, biofizică, biochimie și chimie din lume, toate componentele funcționale ale unei celule, el nu poate să le asambleze în așa fel încât să obțină o celulă vie. Și mai mult, dacă îi dăm acestui biolog o celulă care tocmai a murit, el nu o poate repara, nu o poate face să funcționeze din nou, adică să trăiască, deși are toate componentele necesare, care acum câteva clipe funcționau, asamblate deja. Azi știm că o celulă vie este mai complexă decât cea mai complexă uzină construită vreodată de om. Și cu toate că înțelegem în mare ceea ce se petrece, structurile sunt atât de complicate încât nu știm nici măcar să întreținem sau să reparăm această formidabilă uzină, cu atât mai puțin să construim una asemănătoare care să funcționeze, fie ea chiar mult mai simplă. Așa că întrebarea cum a apărut prima celulă vie este cât se poate de justificată. Dar nu există nicio teorie unanim acceptată care să explice acest fenomen. Deși au fost făcute experimente legate de apariția vieții încă din anii 50, acestea n-au oferit nici pe departe vreo explicație completă pentru apariția primei celule vii, ci au arătat doar că anumite componente chimice, cum ar fi aminoacizii, acidul ribonucleic și lipidele, pot să apară, pot fi sintetizate prin reacții care au loc în natură, în anumite condiții. Dar de aici, până la o structură vie, o celulă complexă, e o cale atât de lungă încât nimeni nu știe cum se poate întâmpla așa ceva. Și acum să vedem cum aș prezenta această problemă dacă aș vrea să vă conving de faptul că viața putea să apară fără să fie necesară o intervenție supranaturală. Nu știm cum a apărut viața, cum a apărut prima celulă vie din materie nevie, adică prin abiogeneză, dar argumentele celor care spun că un astfel de fenomen nu putea avea loc sunt greșite. Azi cunoaștem multe lucruri care ne ajută să ne apropiem de găsirea răspunsului la această întrebare. Întâi, prima celulă vie n-a avut nici pe departe complexitatea unei celule de azi. Complexitatea a apărut prin miliarde de ani de evoluție. Faptul că celulele pe care le putem studia azi sunt atât de complexe, nu înseamnă că și primele celule vii au fost la fel. Cele mai vechi forme de viață pe care le putem studia sunt, până acum, microorganisme fosilizate care au trăit cu aproximativ 3 miliarde și jumătate de ani în urmă, iar celulele acestea au o structură mult mai simplă decât cea a celulelor pe care le putem studia azi. De aceea, putem spune că mergând mai mult în trecut, au existat forme de viață și mai simple, poate chiar unele entități de tip celular, atât de simple, încât ar fi greu să răspundem la întrebarea dacă sunt forme de viață sau nu, adică dacă trăiesc sau nu. Poate că aveau doar unele din caracteristicile vieții, de pildă, se puteau multiplica. O astfel de formă simplă, poate intermediară, ar fi putut duce prin modificări evolutive la apariția primei celule vii, o celulă mult mai simplă decât cele de azi, o celulă care ar fi strămoșul tuturor viețuitoarelor de pe planeta noastră. Această ipoteză este susținută de faptul că există 355 de gene care apar la toate viețuitoarele de pe Pământ. În anumite condiții, foarte diferite de cele pe care le găsim azi în natură, dar care se găseau pe Pământ acum 4 miliarde de ani, multe dintre componentele chimice fără de care viața nu poate exista pot fi sintetizate spontan. De pildă, aminoacizii,
acidul ribonucleic, lipidele și altele. De asemenea, sunt studii care arată cum suprafața unor roci, în anumite condiții, poate fi un catalizator pentru apariția unor structuri chimice complexe necesare vieții. Deci apariția vieții nu se face prin procese întâmplătoare, care ar putea fi comparate cu aruncarea unor piese din elicopter. Dimpotrivă, aceste procese sunt canalizate prin anumite condiții chimice și fizice de legile universului în care trăim. E adevărat, probabilitatea ca aceste procese să ducă la apariția unei celule care să aibă toate funcțiile necesare vieții rămâne extrem de mică, dar nu este zero. Și apoi, oare de ce este universul atât de mare? Dacă probabilitatea să apară viața prin abiogeneză, adică din materie nevie, este, să spunem, de 1 la 1 miliard de miliarde de miliarde, nu e nicio problemă, sunt mult mai multe planete decât acest număr în univers. Așa că mai devreme sau mai târziu, viața trebuie să apară într-un univers atât de mare și atât de vechi, guvernat de legile pe care începem să le cunoaștem. Știu că unii vor fi de acord cu prima prezentare, alții cu a doua. Adică sunt unii care sunt convinși că apariția vieții este un miracol, iar alții sunt convinși că abiogeneza nu este doar o posibilitate, ci este inevitabilă. Dar de ce avem aceste două interpretări atât de diferite? În cazul subiectelor legate de viață și evoluție, motivul controverselor îl reprezintă convingerile religioase. Însă, după cum am arătat în materialul Știință și Credință, găsiți linkul în descriere, între credință și știință există contradicții numai pentru cei care cred că ceea ce scrie în Biblie, în Coran, în Vedele sau în alte cărți sfinte trebuie luat ad litera. Dar această pretenție este absurdă, deoarece dacă e așa, doar una dintre cărțile sfinte spune adevărul și nu vom cădea niciodată de acord care este aceea. În concluzie, vreau să spun că, după părerea mea, credincioșii care au nevoie de tot felul de miracole nu au o credință prea puternică din moment ce au nevoie de dovezi pentru existența lui Dumnezeu. Eu cred că adevăratele miracole nu sunt spectaculoase și se referă la cu totul alte lucruri decât, de pildă, apariția vieții și mai cred că a crede este diferit de a ști, așa că nu e nevoie de dovezi pentru a crede. Dacă Dumnezeu există, totul este un miracol, nu trebuie să inventăm noi miracole mai micuțe. Iar Dumnezeu ne-a dat minte ca să înțelegem legile naturii. Uneori, rar din păcate, auzim câte o replică extraordinară într-un film. Vreau să vă atrag atenția asupra uneia din comedia Bruce Almighty. La un moment dat, Dumnezeu îi spune lui Bruce, personajul principal interpretat de Jim Carrey, cam așa. Despărțirea apelor, cu referire la Moise, toiagul lui și Marea Roșie, nu este un miracol, este o scamatorie. O mamă singură care lucrează în două locuri și totuși mai găsește timp să-și ia fiul de la sport, ăsta e un miracol. Un adolescent care spune nu drogurilor și spune da educației, acesta este de asemenea un miracol. Și îi mai spune așa, vrei să vezi un miracol, fiule? Fii un miracol. Aceasta, cred, este atitudinea corectă. Trebuie să avem încredere în știință, deoarece știința caută adevărul și ne-a arătat de mii de ori că fenomene pe care oamenii le credeau miraculoase și-au găsit până la urmă explicații bazate pe legile naturii. Deci știința ne spune că miracolul este existența noastră și a universului, precum și faptul că universul are legi fără de care nu am exista. Iar un astfel de miracol n-are nevoie de alte miracole ca să fie miracol. Dacă credeți că universul are nevoie de miracole ca să funcționeze, atunci lumea nu este cum credeți.
Mulțumesc pentru atenție, la revedere!